Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Sergiu Voicu, începe Jurnalul Economic. Compania Tarom nu are încă o conducere la o săptămână distanță de la demiterea Mădălinei Mezei din funcția de director general. Valentin Vinda, cel desemnat să ocupe postul de director, ar fi anunțat Consiliul de Administrație al transportatorului aerian că refuză oferta. Potrivit G4 Media, el a spus că nu vrea să semneze contractul de mandat după ce a analizat situația în care se află compania de stat. Valentin Vinda ar fi urmat să fie al cincelea director al Tarom într-un singur an, o performanță negativă, desigur, pentru compania de stat, care este pe pierdere de 11 ani. Anul trecut, Tarom a înregistrat o pierdere de aproape 183 de milioane de lei, iar ultimul an pe profit a fost anul 2007. Modificare importantă în proiectul vinietei din capitală. Primăria a renunțat la intenția de a-i taxa pe toți cei care nu au numere de București sau de Ilfov. Taxa pe care și-o dorește va fi aplicată pentru gradul de poluare produs de orice vehicul. Limita este Euro 5. Pentru mașinile Euro 4, de exemplu, taxa va fi de 80 de lei pe lună. Pentru cele mai vechi, ale căror motoare nu sunt incluse în sistemul de control al poluării, tariful ajunge la 300 de lei lunar. Și chiar dacă plătesc, mașinile care poluează mai mult, adică cele cu normă de poluare non-euro, Euro 1 și Euro 2, nu vor putea intra în centrul capitalei. Potrivit proiectului, urmează să fie supus votului Consiliului General în ședința de săptămâna aceasta. Practic, din cele 1,6 milioane de mașini înmatriculate în București și Ilfov, un sfert nu vor avea voie în centru, iar în caz contrar, șoferii vor fi amendați. Asta înseamnă peste 380.000 de autoturisme. Ne dorim ca Bucureștiul să fie un oraș prietenos cu mediul, în care să avem grijă de sănătatea oamenilor, în special a tinerei generații, pentru că tinerii și copiii sunt cei mai afectați, ei merg în parcuri, se plimbă și inspiră un aer poluat, din păcate, și atunci orice măsură este importantă, atât venită din partea Guvernului prin Ministerul Mediului, cât și din partea Primăriei Generale. Proiectul a fost în dezbatere publică. Singura, să spunem, contestație a fost aceea a nu taxa mașinile care sunt înmatriculate în afara Bucureștiului și s-a renunțat la acel articol și, practic, vinieta oxigen se aplică în funcție de norma de poluare. 5, 6 electrice și hibrid nu plătesc nimic pentru că sunt mașini prietenoase cu mediul. 1, 2, non-euro 1 și 2 nu mai au acces în centru. 3 și 4 plătesc vinieta oxigen. Românii ar putea îngheța de frig la iarnă, nu vor fi suficiente gaze pentru a alimenta toți consumatorii și asta deoarece Transgaz până acum nu a semnat contractul pentru a cumpăra gaze rusești din Ucraina. Detaliem subiectul. România și Bulgaria sunt cele mai vulnerabile țări europene în ceea ce privește securitatea energetică pe timpul iernii. Este concluzia unui raport venit de la Asociația Europeană a Operatorilor de Sisteme de Gaze. Principalul motiv este că România și mai exact Transgaz, care este transportatorul național de gaze, nu și-a asigurat până acum importul de gaze rusești prin Ucraina. Discuția este puțin mai complicată, deoarece pentru a face asta este nevoie și ca Rusia și Ucraina să bată palma pentru un nou acord de tranzit înainte de finalul anului 2019, însă este foarte probabil ca negocierile să nu se finalizeze la timp din cauza tensiunilor dintre cele două țări. De altfel, chiar și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a atras atenția în această vară într-un document retras mai apoi de pe site că la iarnă este posibil să nu poată fi alimentați toți consumatorii de gaze din România, având în vedere că există suspiciuni rezonabile că fluxul de gaze din import prin Ucraina să fie redus. Soluția ar fi să cumpărăm din altă parte, numai că importurile din Ungaria sunt aproape de capacitatea maximă, în condițiile în care doar în primele 6 luni ale acestui an importurile au crescut cu peste 50%. Am ajuns astfel să cumpărăm din exterior 20% din necesarul de consum după introducerea ordonanței de urgență 114, care i-a determinat pe producători să-și reducă producția pentru a nu înregistra pierderi. Mai sunt și stocurile de gaze din depozitele subterane, acestea sunt acum pline în proporție de 80%, însă rezervele sunt la limită.
și ne mai uităm la o problemă pe care o poate avea România din cauza pestei porcine africane, Uniunea Europeană ar putea să interzică exportul de carne de porc din țara noastră către alte țări. Ar fi o premieră pentru o țară europeană. România trebuia să prezinte un plan în fața Comisiei Europene pentru a stopa pesta porcină, dar nu a făcut acest lucru, susține președintele Romalimenta, Sorin Minea. Este vorba de comerțul cu carne de porc și cu preparate din carne de porc. În buget, ceea ce numiți dumneavoastră export, reprezintă cam 154 de milioane de euro pe an, deci noi vom scădea cu 154 de milioane de euro. Vom mări deficitul bugetar. Ce s-a întâmplat? În data de 1 octombrie, noi trebuia să prezentăm un plan de asanarea pestei porcine, de urmărirea pestei porcine și reducerea impactului. Din păcate, acest plan n-a fost prezentat către Comisia Europeană și acum România riscă să devină toată roșie. Deci orice preparat de carne, orice carne de pe teritoriul României nu va putea ieși din România spre Comunitatea Europeană. De acum înainte vor veni produse din Comunitatea Europeană, va veni carne din Comunitatea Europeană, dar nu va ieși din România nimica. Deci România va fi închisă. Asta va însemna un impact asupra procesării uriașe și eventual și asupra celor care produc cereale. Deci s-ar putea ca prețul în România să zboare undeva spre zare. Cât va fi, Dumnezeu știe. Iar de la carnea de porc ne mutăm la murături. Cele mai apreciate murături de către români sunt castraveții și gogoșarii în oțet. Românii încă preferă să-și facă singuri murăturile. Aproximativ 95% dintre murăturile consumate de români sunt făcute în propriile gospodării. Alte studii relevă că cele mai importante criterii pe care le iau în considerare consumatorii atunci când cumpără murături sunt conținutul de conservanți, coloranți și experiența anterioară pe care au avut-o cu produsul, iar motivele principale de achiziție sunt epuizarea celor preparate în casă și oferta diversificată și atractivă din magazine. Pentru murături, un român care locuiește în oraș alocă aproximativ 260 de lei, iar pentru dulcețuri și compot 200 de lei. Românii continuă să fie mari amatori de murături. Fie că vorbim de gogonele, varză ori castraveți, majoritatea dintre noi nu concep să intre în iarnă fără câteva borcane așezate la locul lor, pe balcon sau în pivniță. Într-un procent covârșitor, românii preferă să-și facă singuri murăturile, acasă, și mai puțin să cumpere de la supermarket. Că sunt mai gustoase și știm ce băgăm înăuntru, să nu folosim conservanți. Aveți o suspiciune față de ce cumpărați din Da. Deși mă uit tot timpul pe etichete, dar mai bine să le pun eu. Nu, le pun eu. Le pun eu dumneavoastră. Le pun eu, da. De ce preferați așa? Păi cred că mai ieftin. Este mai ieftin. Asta este foarte bună, vedeți? Asta este la fel. Și vârful ăsta care este crud, dar nu cel care are tija mai... mai tare. Doamna Adela pune la borcan frunze de tarhon, un ingredient fără de care nicio ciorbă cu afumătură nu era pusă pe masă. Specialitatea ei este însă alta, roșiile. Le-am spălat, le așez frumos în borcan cu frian, frunza de țelină, usturoi, piper, foaie de dafin, pe care le fierb separat. În ceea ce privește magazinele, în topul celor mai vândute murători se află castraveții cu 44,6%, urmați de ardei grași cu 20% și varza cu 18%. În ultimul an, piața murăturilor din România a crescut cu numai puțin de 26%. Explicațiile pot fi mai multe, nu doar consumul din gospodărie. Bănuim că există și small business sau afaceri mai mici, ori chiar de tip Horeca, restaurant, care se aprovizionează din comerțul modern, din supermarketuri și hipermarketuri. Sunt multe promoții, sunt prețuri bune, piața crește și în valoare și în volum și atunci opțiunile sunt diverse. Românii care își fac murăturile acasă spun că le păstrează aproape tot anul. În plus, mulți dintre ei susțin că le asociază cu aproape toate mâncărurile pe care le gătesc. Ce preferați să mâncați? Ce vă place cel mai mult? Ce murături? Gogoșari. Gogoșari cei mai buni. Gogoșari. Consumați des murături? Foarte des. Cât de des? Des. La orice masă mănânc murături. Atât de mult vă plac. Da, da. Am înțeles. Cu ce merg cel mai bine murăturile din punctul nostru de vedere? Cu carne de porc. La ce serviți murăturile? Asta vreau să mă.
La toate mâncărurile, practic. Adică sunt în combinație cu cartofi, că trebuie, musacaua, punem și murături, toate. Salata orientală, la friptură, normal. Puneți multe? Păi pun, că suntem 7 aici. A, deci puneți ceva. Am băgat și varză, am băgat toate alea, am băgat. Deja? Deja. Ce preferați să mâncați? Ce murături vă place? Gogonele, varză, castraveți, gogoșari. Există o perioadă anului în care le consumați mai des sau mâncați tot timpul? Eu dacă îmi bag acum am până la anul când cumpăr de nou. A, deci le țineți un an de zi. Da, păi am beci în casă și am beci, le țin la beci. Pe rafturile supermarketurilor, 20% din totalul murăturilor reprezintă mărcile proprii ale acestora. De altfel, aceste produse sunt și cele mai căutate, ponderea vânzărilor fiind de aproximativ 50% din totalul produselor aflate la raft. În plus, pe lângă rețetele tradiționale, producătorii au început să scoată pe piață diverse combinații de legume murate, astfel încât oferta să fie cât mai diversificată. Am remarcat că în ultimii 2 ani, s-au listat tot felul de salate, de murături și de combinații de legume murate, foarte atractive și care au început să înregistreze vânzări. Sunt combinațiile de castraveți cu mărar și mai departe inclusiv măsline sau usturoi sau ardei. Adică, până la urmă, castraveții plus ceva sunt o rețetă de succes. Evident că vânzările de murături cresc vertiginos în perioada sărbătorilor religioase, cum ar fi Paștele și Crăciunul. Vorbim acum despre fondurile de pensii private facultative, ce au active de peste 2,4 miliarde de lei. Este o creștere semnificativă față de anul trecut. Vorbim de un avans de 21,4% comparativ cu nivelul de la 30 septembrie 2018. Potrivit datelor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, 1,3 miliarde de lei, adică 56,3%. Pe locul 2 sunt sumele alocate pentru acțiuni, 25,2%. Din total, adică 608 milioane de lei, iar pe locul 3 sunt banii care se îndreaptă către obligațiuni, 8,7%, adică 210 milioane de lei. Fondurile de pensii facultative aveau 492.079 de participanți la 30 septembrie 2019. Este momentul să ne uităm acum și spre piața valutară. Leul pierde teren în fața monedei unice europene pentru a patra ședință la rând. Banca Națională a României a publicat un curs de referință de 4,75 de bani, foarte aproape de nivelul de 4,76. În scădere însă dolarul american, astăzi 4,26 de bani pentru un dolar american. În creștere însă francul elvețian, care ajunge astăzi la 4,32 de bani, potrivit datelor de la BNR. Este un moment. Am revenit în direct la Jurnalul Economic, vorbim despre investiții și investitori. Bursa de valori de la București crește în prima parte a ședinței de astăzi. Indicele beta al Bursei de Valori București avansează cu 0,57% în acest moment, dar BETFI, indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, pierde 0,19% din valoare. Ne uităm și la indicele care măsoară evoluția companiilor din energie, care are cea mai mare creștere de aproape 1%. Valoarea tranzacțiilor efectuate până această oră este de 18,8 milioane de lei, peste media săptămânii trecute. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce Romgaz cu tranzacții de 8,7 milioane de lei, BRD, Grup Societe Generală, are tranzacții de peste 7 milioane de lei și 613 mii de lei sunt schimburile de la fondul Proprietatea. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm câștigurile de la Nuclear Electrica de aproape 2% și pe cele din dreptul titlurilor Erste Group, proprietarul BCR, de 1,58%. Pe de altă parte, acțiunile Transelectrica scad cu jumătate de punct procentual. Ne uităm și către bursele europene, au deschis pe plus ședința de tranzacționare de astăzi, în condițiile în care investitorii și-au îndreptat atenția asupra profiturilor anunțate de companii. În același timp, ei sunt încrezători că Marea Britanie va evita ieșirea din Uniunea Europeană fără un acord. Premierul Boris Johnson va încerca din nou să supună votului în Parlamentul European acordul privind Brexitul, după ce ieri a fost forțat să trimită o scrisoare liderilor europeni prin care a cerut o amânare a ieșirii din blocul comunitar.
să vedem și ce se întâmplă cu principalii indici. Pe bursa de la Londra vedem o creștere de 0,25%, iar la Frankfurt, referința principală a pieței de capital DAX, are și ea un plus de 0,62 de puncte. Pe plus cu 0,13% este și indicele principale al bursei de la Paris, dar și piețele din Milano și Madrid au și ele creșteri. Vedem bursa italiană cu o creștere de 0,4%, iar la Madrid un plus de 0,77%. €26.000 este prețul mediu al unui autoturism înregistrat în primele 6 luni ale anului, arată o statistică realizată la nivel global, potrivit Profit.ro, care citează date de pe platforma Yato Dynamics. Prețurile mașinilor din Europa sunt cu 15% mai mari decât cele de la nivel mondial. În ceea ce privește Uniunea Europeană, cele mai mici prețuri medii la autovehicule sunt în România, urmate de Grecia și Croația. Datele mai arată că în Statele Unite prețurile medii sunt mai mari decât în Europa, o medie de €31.300. Jurnalul Economic a ajuns la final. Eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24. Revine Cătălin Ionu.